Înainte de pandemie, undeva cu o lună, două, înainte să debuteze pandemia, m-a sunat un prieten de-al meu din Timișoara și mi-a zis: Dorel, am un frate care locuiește în Oradea. E foarte grav bolnav, probabil că își trăiește cam ultimele zile, săptămâni din viață, este ținut în viață mai mult cu morfină din cauza durerilor groaznice pe care le are. Și a zis: știi, am încercat toată viața să-i vorbesc despre Dumnezeu, dar m-a refuzat. Și a zis: aș vrea tare mult, dacă poți, să te duci până la el. Încearcă să vorbești cu el despre Dumnezeu. Poate că Dumnezeu va deschide o fereastră, poate că va accepta acum, în al 11-lea ceas, mesajul lui Dumnezeu. M-am dus, dragii mei, cu anumite așteptări. De regulă, când stai de vorbă cu un om care știe că mai are puțin de trăit, oamenii sunt mult mai receptivi la cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelie. Oamenii sunt mult mai sensibili. Dar am avut șocul, oameni buni, să stau de vorbă cu omul ăsta, abia putea să vorbească, era piele și os. Și în timp ce vorbeam cu el despre Dumnezeu, despre viața lui, despre tot ce a făcut, i-am spus: ok, având în vedere situația în care ești, faptul că nu-ți mai rămâne nimic, faptul că probabil în curând vei pleca din lumea asta, i-am spus: omule, nu ai de gând să crezi în cuvântul lui Dumnezeu, nu ai de gând să accepti jertfa lui Iisus Hristos, nu ai de gând să schimbi ceva în viața ta, nu ai de gând să facem o rugăciune. Și nu am să expresa aia lui niciodată. Și a zis: nu. Îți mulțumesc că ai venit, zice, știu că fratele meu a insistat, dar nu mă interesează. Nu mă interesează. Dacă nu mă înșel, undeva la o săptămână distanță, aș fi murit. Trebuie să recunosc încă o dată că vă spun că am fost șocat de o astfel de atitudine. Să știți că există pur și simplu oameni în lumea asta care nici măcar în fața morții nu vor să strige către Dumnezeu. Există oameni care pur și simplu atât de mult iubesc păcatul, încât nu vor să fie smulși de Dumnezeu din el. În Ioan capitolul 3, cu versetele 19 la 20, cuvântul lui Dumnezeu face o afirmație acolo prin apostolul Ioan extraordinar de șocantă de asemenea. Și judecata aceasta, sunt oamenii care uneori ridică mâinile sus în bisericile noastre. Sunt oamenii care cred, au impresia asta falsă, că sunt smulși din păcat de către Dumnezeu. Pentru ei, dragii mei, botezul, știți ce a însemnat? Pentru oamenii ăștia, botezul, dacă vreți, a însemnat, spiritual vorbind, pur și simplu doar să-și ude hainele în apa botezului. Dar niciodată viața lor, trăirea lor, n-a fost spălată în sângele lui Iisus Hristos. Pentru că există oameni care nu vor să fie smulși din păcat, există însă mai apoi oameni, dragii mei, care cred, au impresia că au fost smulși din păcat, dar din păcate trăiesc străini de Dumnezeu. Dar există mai apoi, pentru că aici vreau să ajung, există o treia categorie de oameni pe care îi întâlnim în special aici în mediul bisericesc. Și când mă refer aici, mă refer în mediul nostru evanghelic, în bisericile noastre, dragii mei, de diferite denominațiuni religioase. În special, specific, cadrul evanghelic. Există oameni, dragii mei, care se întorc înapoi în trecutul lor păcătos. Există oameni care nu vor, există oameni care au impresia că au fost smulși din păcat și există mai apoi a treia categorie de oameni, există oameni, dragii mei, care după ce au fost salvați de Dumnezeu, după ce au fost smulși, după ce într-o vreme au crezut, după ce într-o vreme au experimentat și au gustat, cum spune Cartea Evrei, din harul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, oameni care, și aici nu vorbesc de oameni care au avut iluzii, ci oameni care au avut experiențe reale cu Dumnezeu. Vorbesc de oameni, dragii mei, care atunci când se rugau, dragii mei, realmente au fost situații când Dumnezeu deschidea uși în altă parte prin credința care o aveau. Există și aici, vorbesc de oameni însă care după un anumit timp, și o să vedem din anumite motive, sunt oameni care pur și simplu, din prezentul lor cu Dumnezeu, s-au întors înapoi în trecutul lor păcătos.
2 Petru, capitolul 2, pentru că am și, dacă vreți, fundament biblic în direcția aceasta, cu versetul 20 spune: în adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului, ăștia l-au cunoscut pe Dumnezeu, ăștia au avut momente de eliberare în viața lor, ăștia au experimentat puterea lui Dumnezeu. Nu vorbim de oameni străini de biserică. Vorbim de oameni cu experiențe reale, vorbim de oameni botezați cu Duhul Sfânt, vorbim de oameni care au avut daruri spirituale. În adevăr, dacă după ce au scăpat, atenție, de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi, ar fi fost de o sentință grea, și Petru, ar fi fost pentru ei mai bine să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Și auziți? E o imagine pe care Petru o folosește: dacă ar veni de la mine, v-a simți jigniți și ofensați. Dar o imagine, dragii mei, pe care Petru, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, o zugrăvește în fața ochilor noștri. Uitați-vă cum arată scena unui om care, oameni buni, se întoarce în trecutul lui păcătos. Spune cuvântul lui Dumnezeu: cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Atenție, adevărată uneori. E o zicală adevărată în multe situații. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în măcelă. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este nu-s metafore? Câți oameni, dragii mei, după ce au fost smulși de Dumnezeu din păcat? Câți oameni, după ce au gustat din viața cea nouă în Dumnezeu, nu s-au întors înapoi în trecutul lor păcătoși? Vreau să vă spun ceva. Estimez personal că în Oradea, numai în municipiul Oradea, sunt sute, dacă nu de ordinul miilor de oameni. Și credeți-mă că poate sunt prea pesimist. Poate veți spune că e exagerat, nu-i deloc exagerat ce vă spun. Pentru că există oameni, dragii mei, care sunt căzuți și îi vedem că nu mai vin de fel la biserică, dar există oameni care încă vin la biserică și care sunt căzuți spiritual. Aparențele îi țin, îi salvează, zicem noi. De-aia în această seară, în acest ciclu de predici, nu privi înapoi, vreau să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat inspirat din narațiunile acestea biblice pe care le-am citit. Nu te întoarce în locul din care te-a scos Dumnezeu. Nu te întoarce în locul din care te-a scos Dumnezeu. Toți din cauza amintirilor distorsionate pe care le au. Din cauza amintirilor distorsionate pe care le au despre trecut. La ce mă refer? Oameni buni, când ajungi în viață, acum uitați-vă în textul pe care l-am citit, în capitolul 11, ne aducem aminte de Egipt, ne aducem aminte cât de fain era în Egipt. Oameni buni, cât de fain a fost în Egipt pentru oamenii ăștia? Și uită foarte repede niște detalii. Ascultă-mă bine ce spun în această seară, un principiu aici: când îți aduci aminte cu plăcere despre lucrurile rele din trecut, înseamnă că ai probleme grave în prezent. Când ajungi să-ți aduci aminte cu plăcere de trecutul tău păcătos, când ajungi, dragii mei, să vezi într-o lumină pozitivă ceva ce e profund negativ, e un semnal de alarmă că ai probleme grave în prezent. Pentru numele lui Dumnezeu, înțelege că ești pe un drum greșit. Auziți, ne aducem aminte, zic oamenii ăștia, dintr-o dată ieși cu mana în mână, cu leasă, miracol de la Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Spun încă o dată, am mai spus în biserică, eu n-am mâncat și niciunul dintre noi nu a gustat vreodată mana, dar eu cred că era bună, pentru că era de la Dumnezeu. Dragii mei, gândiți-vă, Dumnezeu în fiecare zi făcea pentru oamenii ăștia o minune, în pustiu, de unde nu crește nimic. Dumnezeu face să fie viață, să fie hrană. Și cu toate acestea, dintr-o dată îi apucă pe oamenii ăștia amintirile, îi chinuiesc și pe ei, numai pe ei la 300. Și pe ăștia îi chinuiesc amintirile. Și auziți, spune cuvântul lui Dumnezeu, ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt, care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă, de usturoi. Păi crede că-s ro vegani ăștia aproape, la un moment dat. Acum, zice, ni s-a uscat sufletul. Uitați-vă, oameni buni, în afirmația lor, în numere 11 cu 5 la 6 spune: ochii noștri nu văd decât
mana aceasta. Știți care e problema acestor oameni? Problema pe care mulți creștini o au astăzi, în dreptul cărora sunt semne serioase de întrebare dacă mai sunt sau nu pe un drum bun. Au o memorie selectivă despre trecut. Dintr-o dată te uiți în trecut, adică erai praf, erai pe droguri, erai dependent, erai în curvie, diavolul își bătea joc de tine în fiecare zi, erai pentru un șanț în altul. Și dintr-o dată, după 10 ani, de când ești cu mintea limpede, de când ai pace în familia ta, de când ești ok, de când nu mai înjuri, de când nu mai blestemi, dintr-o dată te întorci și zici, bă, dar ce fain a fost, mă. Foarte fain, am ce zice. Te duceau alții de la discotecă. Ia ce fain a fost. Dintr-o dată te uiți la pești. Au zis, oamenii ăștia au memorie. Știi ce își aduc? Își aduc aminte de pești. Își aduc aminte de castraveți, își aduc aminte de ceapă, de usturoi. Știi de ce nu își aduc aminte? De lanțuri. Știi ce nu își aduc aminte? De biciul ăla cu care armata lui Faraon îi umilea în fiecare zi. Știi ce nu își mai aduc aminte? De cărămizi. Ai o memorie selectivă. Ascultă-mă bine, dacă privești cu plăcere spre lucrurile rele din trecut, e un semn că în prezent ai grave probleme spirituale. Când regresi timpul petrecut în lume și nu cel pierdut, ai o problemă spirituală foarte, foarte gravă. Am un cadru, dragii mei, biblic cu doi oameni care la un moment dat fac echipă. Sunt împreună lucrarea lui Dumnezeu. Amândoi sunt muși de Dumnezeu din lume, Pavel și cu Dima. Și Pavel la un moment dat zice, Pavel zice în felul următor, când privește spre trecut, zice Pavel în Filipeni, în capitolul 3 cu versetul 7, dar lucrurile, zice Pavel, care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, ba încă și acum le privesc în felul ăsta, adică pur și simplu niște gunoaie, lumea, trecutul, viața fără de Dumnezeu e o pierdere de viață, spune Pavel. Ei, dragii mei, până la un moment dat și Pavel și Dima predică același lucru. Până la un moment dat și Pavel și Dima cred același lucru. Dar la un moment dat, Biblia ne dă un detaliu despre Dima. Spune Apostolul Pavel, Dima din dragoste pentru lumea de acum, ce a făcut? A părăsit. Pentru că dragostea de Dumnezeu din viața lui pălește în fața iubirii de trecut și de păcat. Uitați-vă, oameni buni, un alt aspect aici. Ajungi, sunt oameni care ajung să se întoarcă din locul din care a scos Dumnezeu. Știți de ce mai apoi? Pentru că atunci când nostalgia trecutului umbrește nădejdea viitorului, mamă, cum sună. Știți când mă închinui seasă așa sub punctul ăsta? Nici nu știți. Când nostalgia trecutului umbrește nădejdea viitorului, înseamnă că ai grave probleme în prezent. Nostalgia trecutului și nădejdea viitorului. Sunt două lucruri în mijlocul cărora te afli. Ce e mai puternic în viața ta? Înspre ce privești? Nostalgiile din trecut? Egipt? Robie? Sclavie? Sau nădejdea viitorului cu fața spre Canaan? Mai puțin și vom ajunge în Canaan. Mai puțin și ochii noștri vor vedea lucrările mari ale lui Dumnezeu. Mai puțin și vom ajunge în țara făgăduinței. Care-i ideea în viața ta? Ce primează în viața ta? Ce-i mai important în viața ta? Cu ce te hrănești mai mult? Cu nădejdea viitorului sau cu nostalgia trecutului? Oamenii ăștia, dragii mei, au un orizont limitat. Auziți, numărul 11 spune acolo, ochii noștri, fiți atenți, zice, nu văd decât ce? Mana aceasta. Ochii noștri, cu cuvintele lor, zic, nu văd decât mana asta. Ochii lor, dragii mei, parcă s-o tragi niște obloane pe ei și la un moment dat oamenii ăștia nu mai văd că în față le stă Canaanul. Oamenii ăștia nu mai au nădejdea viitorului, zice, oameni resemnați, și atunci când nu mai ai nădejde, când nu mai privești la viitor cu încredere, când ai impresia că Dumnezeu nu mai poate să facă nimic, deși a făcut până acum atât de multe lucruri pentru tine, ești un om care vei hrăni cu nostalgie din trecut, pentru că ei nu înțeleg un lucru pe care trebuie să-l înțelegem noi astăzi încă o dată, drumul, dragii mei, spre Canaan trece prin pustie. Drumul spre Canaan trece prin pustie, dar, dragii mei, pustiul din perspectiva lui Dumnezeu este doar o etapă în viața noastră, nu o destinație.
Înțelege că pustiul prin care s-ar putea să treci chiar acum, problemele pe care le ai, încercările, luptele, lipsurile pe care le ai, sunt doar o etapă din viața ta. Înțelege ce spun în această seară în numele lui Iisus Hristos. Pustiul este o etapă, nu e o destinație pentru tine. Pentru că Dumnezeu are pregătită pentru tine o destinație măreață. Este țara făgăduinței, este Canaanul ceresc. Și pentru asta Dumnezeu merită să fie lăudat. Și pentru asta Dumnezeu merită să fie slăvit și binecuvântat. Dragii mei, nu vi se pare ciudat? Hai să o luăm puțin pe malul Dâmboviței la noi în Balcani, în România. Oameni buni, au trecut 30 și câți ani, 32 de ani la Revoluție? Nu vi se pare ciudat că, ascultați, te duci acasă, mă duc în sat, stau de vorbă cu vecinii de-ai mei. Au 100 de programe, de canale de televiziune. Dom'le, au și Champions League, și Cupa UEFA Intertoto, și tenis, și de toate. Ai 7 canale de televiziune politice. Ai ce vrei tu, da? Și dintr-o dată îi auzi. Bă, ce fain era pe vremea lui Ceaușescu. TVR1, TVR2 și ungurii. Asta prindeam. Alții bulgari, acolo mai la sud. Era fain. Era fain că aveai 3 ceasuri televiziune pe zi, din care 2 ceasuri de propagandă. Era foarte fain. Dom'le, te duci în supermarket astăzi, pur și simplu te blochezi. Rămâi cu gâtul blocat, cu spatele și nu mai știi de unde să alegi. Dom'le, 17.000 de sortimente de salamuri. Ah, vă fac pofte acum. Dom'le, de toate cu euri, fără euri, măcar. Și pe vremea Ceaușescu te duceai în alimentarele noastre românești, te vedeai pe tine în oglindă, că nu era nimic acolo. Bă, dar ce fain era pe vremea Ceaușescu. Astăzi nu mai e loc în curte unde să-ți parchezi mașinile. Am 35 de ani, n-aveai decât o bicicletă pe care o parcai în față, un Pegas, un Tohan din ala fain să se vadă cineva. Și tot e bine. Cum vă puteți explica faptul că oamenii sunt nostalgici după dictatură? Oameni buni, nu sunt fanul regimurilor politice, dar 100% prefer să trăiesc într-o democrație disfuncțională, imperfectă, originală românească, decât să trăiesc într-o dictatură. Cum se face, dragii mei, că oamenilor le este mai dor de Ceaușescu decât să-l poată suporta pe Iohannis? Pas cu pas. România lucrului bine făcut. E adevărat, pe aici, pe acolo. Pentru ei. Și cu toate astea suntem nostalgici după vremurile trecute. Ascultă-mă acum ce spun din punct de vedere spiritual. Când nostalgia trecutului e mai puternică decât nădejdea viitorului, ai grave probleme spirituale în prezent. Știți ce vreau să vă spun? Chiar nu știu cum o să decurgă lucrurile pe mai departe, nu știu cât de greu, nu știu cât de dureros o să fie pe mai departe. Dar știu un lucru, că Dumnezeu va fi cu noi. Știți ce e interesant? Pentru noi pocăiți, și am mai spus-o în biserică, viitorul sună bine, mai ceva ca la Orange. S-a auzit? S-a fost spiritual, n-am regizat-o, să știți, chiar a fost puțin și de sus. Oameni buni, pentru noi pocăiții, pentru noi oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă, viitorul chiar sună bine. Ceea ce pentru cei mai mulți îi groază, cum va fi? Românii sunt eurosceptici, românii sunt pesimiști, românii spun ce va fi, vai de capul nostru, ce pot să spun altceva? Cum va fi? Greu, facturi, gaz, habar n-am, nu știu, dar spun un lucru, nu știu ce va fi mâine, nu știu ce va fi poi mâine, dar așteptările mele de la viitor sunt mai mari decât oricând. Pentru că eu știu un lucru, dragii mei, că din față ne vine mântuirea, din față ne vine Iisus Hristos, eu știu un lucru, cei buni de acum vine. Cei buni de acum vine, noi suntem în pustiu. Oameni buni, nicio problemă să fie veste europeni, să mai tragă și ei prin pustiu. Noi am fost, noi suntem obișnuiți. Noi știm cum e fără curent, noi știm cum e fără căldură. Noi ne-am descurcat, nicio problemă. Dar dragii mei, vreau să vă spun ceva. Pentru noi, cei viitorul, ascultați-mă, e în mâna lui Dumnezeu. Și din viitor trebuie să ne vină cel mai bun lucru. Ne vine mântuirea, ne vine Iisus Hristos, vine Domnul. Chiar dacă înainte o să zboare rachete nucleare, vine Iisus Hristos. Asta e lucrul cel mai important.
Am citit undeva că la un moment dat, știți, Mel Gibson pe vremuri a făcut un lucru bun, filmul Passion of the Christ, Patimile lui Iisus Hristos, a fost un film care cred că a reușit să zugrăvească suficient de bine dramatismul, scenele din viața Domnului Iisus Hristos, luptele pe care le-a avut și gloria mântuirii lui. Ei, filmul ține 2 ore și 7 minute, atât ține filmul, 2 ore și 7 minute. Dar acum era o familie acolo, toate lucrurile sunt în America și știți bine asta, era o familie acolo în America, se uitau și el la film, puteam să mă bucur în România, dar trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, era o familie, se uita la film Patimile lui Hristos, 2 ore și 7 minute ține filmul ăla, stai în tensiune. Și la un moment dat, în timp ce este scena aia dureroasă, când Hristos este dat pe cruce, și toată lumea plângea în casa aia, dintr-o dată o fetiță de 12 ani începe să râdă. Băia plângeau toți și aia începe să râdă. Haleluia, zice. La care zice, mai că dar ce ți-o veni? Ce-i cu tine? Ce râs? Ce-i de râs? De ce? Ce-i cu bucuria asta pe tine? Mami zice, eu râd că știu că de acum vine ce-i mai bun. Adică, păi va învia, am citit că va învia. După asta vine învierea, după asta vine viața, după moarte, după probleme, după boli, după suferință, după singurătate, după lupte mari, dragii mei, vine învierea, vine viața veșnică, vine Domnul, vine Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, slăvit să fie Dumnezeu. De aceea nu te mai lăsa nostalgiat, nu te mai întorci în Egipt, pentru că, ascultă-mă, ești la porțile Canaanului, Dumnezeu să ne ajute să intrăm acolo. Apoi, dragii mei, un alt motiv pentru care oamenii ajung să se întoarcă înapoi din locul din care a scos Dumnezeu. Știți de ce? Pe lângă amintirile acestea, dragii mei, care sunt pur și simplu distorsionate, mai apoi oamenii ajung să se întoarcă în trecutul lor păcătos din cauza așteptărilor nerealiste pe care le au în viață. Așteptări nerealiste. Așteptări nerealiste de ceea ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Așteptări nerealiste. Ascultați-mă, dacă ar fi să facem un sondaj de opinie, mie îmi plac foarte mult botezurile, nu numai că e fain, numai că-s poze, că te mai și cheamă la masă după aia dacă ești păstor și predici, dar e foarte fain că vezi multă bucurie, flori, zâmbete, poze pe Facebook, aleluia, s-o boteza fata noastră, în sfârșit primești telefonul de la mama ta că ți-o zis că dacă te botezi îl vei primi, mergi în excursie, în fine. Dar e sărbătoare, e foarte frumos, nu-i așa? Eu aș vrea să-i întreb, la 2 ani de zile distanță, după aia care s-o boteza de multe ori, cum e? Capă pământ, maranata vine Domnul. De ce? Pentru că vreau să vă spun, foarte mulți oameni vin la Hristos și au niște așteptări nerealiste. Ascultă-mă ce spun în seara asta, e nerealist să crezi că umblarea cu Dumnezeu te scutește de lupte. Deci dacă crezi, iau-o pe ăștia care umblă prin credință. Dumneavoastră știți imnul rapidului, nu vă îndemn, eu știu că am fost rapidist, am fost. Spune așa ceva în genul, suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid. No, unii când se botează, unii când pornesc pe drumul ăsta cu Domnul, eu am impresia că porțile se vor deschide. Poporul evreu, la un moment dat, s-au deschis apele Mării Roșii și s-au dus pe uscat. Și știți ce au crezut ei? Bă, după 2 zile de city break la Burj Khalifa, după ce stăm la Sharm el-Sheikh, puțin aici la Marea Roșie, o să intrăm în Canaan și ce să vezi? Porțile Ierihonului ni se vor deschide. Și o să zică cananiții, veniți, omorâți-ne, vă rugăm frumos, uite, vezi că asta e via de care am îngrijit foarte mult, am pus apă cu calciu la pomul ăsta să ai grijă de el, nu, stăpânește-l. Oamenii așa au crezut că va fi pocăința. Oamenii așa au crezut că va fi umblarea cu Dumnezeu. Atâția oameni care sunt nerealiști pentru că nu citesc Biblia, pentru că s-au pocăit în urma unei povești, pentru că s-au pocăit la o lacrimă din aia stoarsă, cumva pe fond emoțional, oameni care nu au trecut prin Scriptură să vadă ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu, dragii mei, nu te scutește de lupte, ba dimpotrivă, vei avea parte de lupte puternice.
Și luptele cele mai tare, ascultă-mă, sunt înăuntrul tău. Va trebui să te lupți cu fricile din viața ta. Va trebui să te lupți cu descurajarea din viața ta. Va trebui să te lupți cu aceste comparații pe care le faci de foarte multe ori între tine și alții. Poporul evreu, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că încep la un moment dat să zică poftim pe cananiții, acolo sunt fiii lui Anac, suriași, n-avem nicio șansă. Oamenii ăștia se așteptau că vor intra în Canaan fără luptă. Oamenii ăștia au crezut, dragii mei, că umblarea cu Dumnezeu îi va scuti de lupte, dar nu e adevărat. Și știți ce e paradoxul aici, dragii mei? Și marea durere este că de foarte multe ori, dragii mei, alegem, în loc să luptăm cu cananiții din viața noastră, ajungem să luptăm cu oameni pe care Dumnezeu i-a pus într-o funcție de autoritate. Uitați-vă, cu cine se ceartă oamenii ăștia? Știți cu cine se luptă oamenii ăștia? Se luptă cu Moise. Încep să se strige la Moise și la Aaron. Bă, după ce ne-ai dus aici? Încep să strige către Iosua și către Caleb. Tăceți din gură că vă omorâm. Lăsați-ne lumea în pace. Uitați-vă, în loc să se lupte cu cananiții, în loc să înțeleagă că au de dus o luptă cu cananiții, oamenii ăștia se luptă cu Moise și cu Aaron. N-aveau săracii destule probleme, mai trebuie să-i atace încă o dată pe fondul ăsta. De aceea ascultă-mă bine în această seară ce spun. Este nerealist să crezi că umblarea cu Dumnezeu te scutește de lupte. Vreau să spun ceva. Când intri în viața de pocăință, când îl alegi pe Dumnezeu, o să ai parte de lupte puternice în viața ta. Da, o să fii uneori prins în colț, o să trebuiască să folosești arme pe care Dumnezeu ți le-a dat, pentru că noi nu suntem oamenii păcii, fluturăm steagul, noi suntem într-un război spiritual pe viață și pe moarte. Noi ne luptăm împotriva duhurilor, noi luptăm împotriva unei lumi demonice, ne luptăm împotriva unei culturi care este infiltrată de Duhul celui rău. Suntem într-o luptă, oameni buni, pe viață și pe moarte, e o luptă pentru sufletul tău, e o luptă pentru mântuirea ta, luptă-te în numele lui Iisus Hristos! Nu te hrăni cu iluzii, precum poporul evreu. Place foarte mult scena în care David ajunge pe câmpul de luptă trimis de taică-s-o cu caș românească, scena din Miorița, parcă desprinsă, îl trimite pe David cu cașul să-i ducă și niște pâini la frații lui care se bat, mă rog, asistă cum Goliat îi umilește în fiecare zi, mai bine zis. Și la un moment dat, când David se interesează, bă, cine e filisteanul ăla, se interesează și ce promisiune a făcut împăratul că îi va da fata și zestre și nu știu ce, și la un moment dat zice Eliab, auziți, 1 Samuel 17 cu 28, Eliab, fratele lui cel mare, care l-a auzit să vorbim cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie? O, îți cunosc eu mândria și răutatea inimii și strigă în gura mare, nu e acolo la ureche, bă, de ce te-ai coborât? Îl umilește public, frate, său Eliab, public îl umilește pe David. Și acum știi ce mă așteptam la una românească? Bă, dar tu vorbești? Bă, dar tu vorbești? Tu care dârdii de frică aici în fața lui Golia, tu vorbești? Sincer, mă așteptam ca David să intre într-o luptă cu Eliab. Și ce spune Biblia că face David? David a răspuns, ce am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel. Și ce a făcut? S-a întors de la el să vorbească cu altul. Eu n-am ce să mă lupt cu tine. Oare nu înțelegem, dragii mei, că în biserică, că în lucrarea lui Dumnezeu, nu trebuie să ne luptăm unii cu alții? Tu nu înțelegi că e strategia diavolului care vrea să nu te lupți cu Goliat, să nu cumva să ai biruințe spirituale? Ar vrea să te atragă în toate harțele cu Eliab? Alegeți bine luptele în care vei intra în viață, dacă vrei să ai biruință. Uitați-vă, în loc să se lupte cu cananiții, în loc să se pregătească spiritual pentru ceea ce urmează, ăștia se luptă cu Moise și cu Aaron. Din cauza așteptării nerealiste, apoi, dragii mei, ce vreau să subliniez aici este acest aspect, că dacă ai o credință care nu biruie îndoiala, e doar o iluzie. Tu nu ai o credință, tu ai o iluzie. Te hrănești cu iluzii. Credința noastră, dragii mei, angajată într-o luptă și cea mai puternică luptă o este lupta cu îndoiala. Ierihon, 100 de metri înălțime, blindața aia. Au F-35, au F-22 Raptor, au submarine.
au rachetă Tomahawk și noi ce avem? Suntem slabi. Uiți că l-ai pe Dumnezeu. Uiți că Dumnezeu este cu tine. Dragii mei, trebuie să luptăm în viața asta. Și uneori, ca să ajungi în Canaan, ascultă-mă ce spun, cea mai puternică luptă pe care o ai de dat este lupta conduirile tale. Vă dau un cadru și o scenă. 1946, Billy Graham este într-un Europa alături de alți trei evangeliști. Unul dintre evangeliștii proeminenți al vremii, care era cu el în Europa în 1946, și unul dintre cei mai cunoscuți și influenți evangeliști din America din anii 40, era Charles Templeton. Puternic, evangelizare, omul implicat în slujire extraordinar. 10 ani de zile mai târziu, undeva prin 1956, Charles Templeton deja începe să fie măcinat de îndoieli în viața lui. Și spune el, într-un interviu acordat lui Lee Strobel, este o carte, pledoarie pentru credința creștină, pe care vă recomand să o citiți, spune că Charles Templeton, care acum e agnostic, nu mai crede în Dumnezeu, l-a întrebat Lee Strobel ce anume, care a fost breșa, de unde a început momentul în viața ta când ai mai crezut în Dumnezeu. Și a zis el, am văzut în urmă cu ani de zile o revistă, Life, revista Life din America, și pe prima pagină era o poză. Era o poză cu o femeie din Africa de Nord care stătea cu ochii spre cer, în mâini ținea un copil mort. Murise de foame pentru că era o secetă cumplită. Și spune, când am văzut poza aceea, când am văzut scena aceea, spune, am început să, parcă am auzit o voce când mi-a zis, nu puteai să dai câteva picături de ploaie? Oameni buni, dacă este cineva aici care are impresia că viața asta de credință nu trece și prin valea îndoielilor, se înșală. Vreau să vă spun că sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Sunt lucruri pe care nici dumneavoastră nu le înțelegeți. Sunt lucruri, ascultați-mă, care nu se potrivesc pe puzzle-ul vieții noastre, în logica noastră. Vreau să te întreb un lucru. Ce ai de gând să faci? Care e alternativa? Te oprești? Te întorci înapoi în Egipt? Crezi că te așteaptă faraon cu pâine și cu sare? Bine ați venit? Și tu te așteaptă moartea? Știu că sunt oameni, ascultați-mă, care trec în momentele astea prin crize spirituale grave. Știu că îți vine, bă, știi ce, gata, n-are rost, nu mai înțeleg pe Dumnezeu, nu mai înțeleg de ce lucrează. Vă duceți aminte de scena din Ioan capitolul 6, când majoritatea ucenicilor părăsesc pe Iisus Hristos și spun, bă, știi ceva, vorbirea asta e prea de totului, cine poate să o mai sufere? Pe ce Hristos e ăsta? Pe cum adică? Și pleacă și rămân 12. Din sute și mii de oameni care erau după Hristos, rămân 12. Și Iisus le zice, bun, dar voi nu plecați? Credeți că ăștia 12 nu au fost dezamăgiți de turnura evenimentului? Ba da, dar zice Petru la un moment dat o expresie absolut, din punctul meu de vedere, la superlativ spiritual. Doamne, unde să plecăm? Doamne, unde să mă duc? Să mă întorc înapoi în păcat, să mă întorc înapoi în droguri, să mă întorc înapoi în curvie, să mă întorc înapoi la vechile mele gânduri, la vechile mele obiceiuri, unde să mă întorc? Iisuse, știi, chiar dacă nu înțeleg întotdeauna de ce e așa, o să spun ceva. Eu de aici nu mă duc. Nu plec de aici. Aleg să rămân, aleg să cred, aleg să lupt, aleg să mă lupt cu îndoielile mele, aleg să-L cred pe Iisus Hristos. Este, mai apoi, oameni buni, nerealist să crezi că ascultarea de Dumnezeu este ceva opțional și neobligatoriu. Avem așteptări nerealiste, oameni buni. Avem atâtea așteptări nerealiste pentru că ne-am creat imaginea unei pocăințe, dacă vreți, idilice, wow, ce fain, așa o să fie, mă pocăiesc, mă botează Domnul cu Duhul Sfânt, îmi dă soție, îmi dă casă, îmi dă sănătate și au trăit fericiți pe la adânci bătrâneți și nu au avut de plătit rate și nu au avut cancer și nu au avut probleme și nu au avut scandaluri și n-am avut nimic. Pentru că, ascultați-mă, de prea multe ori ne-am plăzmuit în mintea noastră un Dumnezeu care ne dă raiul pe pământ. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu-ți dă raiul pe pământ. Raiul îl vei primi în rai. Sunt făgăduințe pe pământ. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar sunt făgăduințe pe care sunt păstrate pentru cer. Și Dumnezeu nu le dă pe pământ. Este nerealist să crezi mai apoi că ascultarea de Dumnezeu este ceva opțional. Când Dumnezeu le spune, e momentul să intrați în Canaan,
Trimiteți 12 școade pentru că după aia poporul trebuie să intre în Canaan. Ce zic ăștia? Noi nu mai intrăm. Bă, plecăm în Egipt. Nu, ne întoarcem în Egipt. Nu. Sunt prea mari, sunt prea puternici. Și în momentul în care Moise spune cuvântul lui Dumnezeu, că îi spune, bă, opriți-vă, nu faceți asta. Și spune Biblia că se coboară slavă lui Dumnezeu. Toți sunt șocați, speriați. Și îi spune Dumnezeu lui Moise, hai încoace. Ăștia nu mai intră. Nu mai intră. Imediat după momentul ăla, spune Biblia că o zis poporul, nu, ne pare rău, Domnul să ne ierte acum că am cârtit a suta oară, dar știi ceva, hai că plecăm acum. Și le spune Moise un lucru. Pentru ce căutați să călcați porunca Domnului? Nu v-a spus Dumnezeu că acum nu mai puteți intra. Nu vă duceți fără Dumnezeu. Ba nu, noi mergem. Dacă ai impresia că poți să ajungi în Canaan fără Dumnezeu, te înșeli. Dacă ai impresia că poți să asculți pe Dumnezeu numai când vrei tu. Dacă tu ai impresia că Dumnezeu e numai duminică. Dacă tu ai impresia că Dumnezeu e până la ora 12 și de la ora 12 încolo noaptea ești tu și display-ul. Dacă ai impresia că Dumnezeu e Domnul tău numai până la intrarea în club. Dacă tu crezi că îți poți permite să ai zone private în viața ta în care Dumnezeu nu intră, în care nu te supui autorității lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, te înșele amarnic. O vrut să intre în Canaan fără Dumnezeu și a zis Dumnezeu, nu intrați că veți muri. Și ce interesant, când o vrut Dumnezeu, nu o vrut ei. Și când o vrut ei, nu mai vrut Dumnezeu. Pentru că ai așteptări nerealiste. Și vreau să spun un al treilea motiv pentru care oamenii, dragii mei, ajung să se întoarcă în trecutul lor păcătos. Și din ce cauză? Din cauza atitudinii greșite pe care o au. Din cauza unor amintiri distorsionante, din cauza unor așteptări nerealiste și mai apoi trei, din cauza unor atitudini greșite pe care le au. Și ce este greșit, dragii mei? E greșit să te temi mai mult de oameni decât de Dumnezeu. De ce s-o temut ăștia? No, ascultați cadrul ăsta și scena asta pentru că e foarte interesantă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vin ăia, scoadele 10, zic, bă, e fain, curge lapte și miere, dar să vedeți ce mari sunt cetățile, să vedeți ce oameni puternici, ba, am văzut uriași, fiul lui Anac, ăștia ne mâncă, noi pe lângă ei suntem ca niște lăcuste, n-avem nicio șansă. Și dintr-o dată îi fac pe cananiță, îi umflă și îi prezintă muntele Everest. Cu alte cuvinte, și ce fac oamenii ăștia după aia? Încep să strige. După ce ne-a dus Domnul pe noi aici? Adică, mă, ție nu ți-e rușine și nu ți-e frică, vorba aia, să cârtești împotriva lui Dumnezeu, dar te temi de cananiți. Știți? Orice frică care este mai mare decât frica de Dumnezeu în viața noastră, ia locul lui Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun, dacă frica de moarte din viața ta e mai mare decât frica de Dumnezeu, ai probleme. Ăla e Dumnezeul tău. Dacă frica de faliment e mai mare decât frica de Dumnezeu, ai probleme spirituale. Orice frică care e mai mare decât frica de Dumnezeu în viața ta, înțelege bine seara asta, ia locul lui Dumnezeu în viața ta. Să te temi mai mult, adică nu te temi să cârtești împotriva lui Dumnezeu. De ce ne-a dus Domnul aici? Dar te temi de cananiți? Asta nu-i mai credință. Nu mai are nimic de a face cu credința. Și apoi, vreau să vă spun că e greșit, o altă atitudine greșită, e greșit să-ți faci un plan alternativ, opțional dacă vrei, la voia lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, că zise ei, nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, nu, și ce facem noi acum? Facem alegeri cu vot de comitet? Ne alegem o căpetenie și o să ne ducă înapoi în Egipt. Și ce fac oamenii ăștia? Care e planul lui Dumnezeu? Care e voia lui Dumnezeu pentru ei? Să intre unde? În Canaan. Ce au zis ei? Nu. Ne facem un alt plan și noi ne întoarcem în Egipt. Când îți permiți în viață să-ți faci un plan alternativ la voia lui Dumnezeu, ai toate șansele să te întorci în trecutul din care te-a scos Dumnezeu. Bă, dacă Dumnezeu ți-a spus să mergi în față, du-te în față. Nu știu acum, dau doar o chestie așa, spontană. Poate că Dumnezeu ți-a vorbit clar de atâtea ori, vreau
Evreu misionar. Și ai avut confirmări, și ai avut vise, și ai avut de toate. Dar vine maică ta. Dragul mami, Namibia? Papa Noua Guinee, Doamne, ce aia? Mamă, aduce tu la medicină. Du-te tu la medicină, du-te la IT. Oriunde, numai nu te du misionar. Și pentru că cedezi, te duci la, nu știu, la medicină. Și ce spui tu? Doamne, nu mă duc misionar, că asta e chemarea mea, dar și ce fac? Uite, voi fi medic, salariile la medici sunt mari. Și Doamne, când ajung șef de secție, să vezi că dau zecioală. Și din șpagă și din tot. Pe bune, zecioală la sânge. Vă ferească, Domn, să nu-i aduceți la biserică, ăia nu. Știi că voia lui Dumnezeu este să faci ceva pentru lucrarea Lui? Știi că ai o chemare? Poate Domnul te chema la teologie și tu mergi la biologie? Doamne, când o să fiu cercetător la Harvard University, dau zecioală de asemenea. Ajut lucrarea ta, trimit pe altul cu banii ăștia, eu misionarul susțin, Doamne. Pe câți n-am auzit? Domnul cheamă pe ei și ce zic? Doamne, eu plătesc pe altul să margă. Plan alternativ la voia lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Faceți-vă poze cu cerul dacă aveți un aparat, că nu o să-l vedeți niciodată. Știu că nu e ușor de digerat o chestie de genul ăsta. Concluzii. Nu putem construi viitorul cu oameni care trăiesc în trecut. Nu. Nu putem să construim viitorul cu oameni care trăiesc în trecut. Dumnezeu nu lucrează cu oameni care trăiesc în trecut. Dumnezeu nu face lucrări mari, Dumnezeu nu eliberează, Dumnezeu nu vindecă, Dumnezeu nu schimbă, Dumnezeu nu transformă prin oameni care sunt cu fața spre Egipt. Hotărăște-te! Sharm el-Sheikh sau Ierusalim? Hotărăște-te odată! Degeaba, ascultă-mă, a doua concluzie și cu asta închei, degeaba ai ieșit din Egipt dacă nu ai ieșit Egiptul din tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ăștia când au plecat de acolo evreii, nu au lăsat nicio unghie, nimic. Și foarte ok, nimeni și nimic, să nu, nicio fărâmitură să nu rămână acolo. Dar și ce interesant, Dumnezeu i-a scos din Egipt, fizic erau scoși din Egipt. Dar în inima lor Egiptul a rămas. Da, fizic în seara asta ești în biserică, da, ai cântat, te-ai rugat, ai și plâns poate, dar în inima ta Egipt. Și pentru că în inima ta încă e Egipt și e trecut și e păcat, ești nostalgic, dacă nu te-ar vedea cineva, îi face anumite păcate chiar. Când nu te vede nimeni, ești în Egipt. Ești în Egipt sâmbătă noaptea, duminică dimineața, în biserică, cu fața spre Canaan. În Egipt. Degeaba ești din Egipt dacă nu iese Egiptul din tine. Ascultați-mă, oamenii ăștia au văzut minuni cum n-au văzut nicio altă generație. Să vezi apele Mării Roșii despicându-se, să vezi tâlpul de foc. Să fie Domnul cu tine 24 din 24, să vezi minuni, să mănânci mană în fiecare dimineață și la ce le-a folosit. Că pentru asta ne rugăm, minuni, miracole, 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 healings. Pentru ce? Dacă Egiptul e noi. Degeaba ești din Egipt dacă nu iese Egiptul din tine. Vreau să te întreb în inima ta, mai este Egipt? Să vă spun un caz cu tremurător de adevărat și de real. Am un prieten foarte bun. Chiar azi am vorbit cu el la telefon și slujitorul iubește pe Dumnezeu, slujește pe Dumnezeu, dar are pe cineva în familie, soră. Cu ani de zile în urmă, era undeva într-un spital celebru din Occident, în mod normal trebuia să trăiască ultima lună din viață.
Medicul care se îngrijea de ea pentru că era bolnavă de cancer, i-a zis către familie, veniți, luați-vă rămas bun de la ea, pentru că maxim o lună de zile am făcut tot ce se putea face. Zeci de mii de euro, tratamente, ultimul răgne, nimic. Veniți, luați-vă rămas bun, că s-ar putea să nu o mai vedeți altă dată. Și când o mers oamenii ăștia, când o mers, spunea colegul ăsta meu, prietenul meu, și zice, când ne-am dus cu familia, am chemat doi oameni al lui Dumnezeu, doi oameni ai rugăciunii, și s-au rugat pentru ea. Și Dumnezeu a făcut ceva supranatural și Dumnezeu a vindecat-o pe fata asta. Și în loc să meargă pe ultimul drum, Dumnezeu a scos-o pe picioare din spital. Și știi ce interesant? În ani de zile din momentul în care Dumnezeu a vindecat-o și conștientă că a trăit un miracol, ea știe că mai avea un de trăit, ea știe că numai Dumnezeu din secunda aia s-a atins de ea și a vindecat-o. Știți unde e astăzi? În lume! Dacă s-ar vindeca cineva, dacă aș vedea pe unul că se ridică de pe călciorul cu rotile, să vezi ce pocăință ar fi, serios? Oameni buni, minunile îi pot aduce pe oameni la biserică, la credință, dar vreau să vă spun ceva, ce îi face pe oameni să rămână lângă Dumnezeu este adevărul. Este Iisus Hristos, este părtășia zilnică cu Dumnezeu. Este și ce să faci, este să iei în fiecare zi, să pui mâna pe lopată și să scoți tot ce din tine ăsta din tine. Să scoți adicțiile din ei, voința ta, da, Dumnezeu vrea să-ți întărească voința în seara asta. Nu te mai întorci în Egipt, nu mai privi spre Egipt, Dumnezeu îți dă în mână arme prin care să te lupți cu trecutul tău. Vindecă-te de nostalgia aia. Ascultă-mă, dacă începi să regrezi trecutul și păcatele și nu vezi că ai ceva rău, ești pe un drum greșit, prezentul tău e praf. În numele lui Iisus Hristos îți spun, nu privi înapoi, nu-i nimic bun în Egipt, e moarte, e un faraon care e diavolul deghizat într-un prieten, în spatele zâmbetului frumos e moartea. În spatele plăcerilor e diavolul. Trezește-te pentru numele lui Dumnezeu. În spatele băiatului ăla care pare așa de fan, wow, el e, nu-i pocăit, blastă-mă, înjură, dar îmi place, inima mea bate, e diavolul. În spatele ofertei pe care tocmai ai primit-o săptămâna asta și care te smulge din la slujire, din închinare, din biserică, e diavolul, nu-ți banii. De fapt, ce-i pasă să-ți dea încă 2000 de euro în plus pe lume, numai să te facă praf spiritual? Pentru numele lui Dumnezeu ieșiți din Egipt! Pentru numele lui Dumnezeu scoateți Egiptul din voi! E o generație care trebuie să se trezească, e o generație care trebuie să stea cu Dumnezeu! E o generație care nu mai poate să cârtească, e o generație care nu mai poate să piardă timpul! Ești la porțile Canaanului, ești mai aproape decât crezi, Domnul vine! Și tu ești cu față spre Egipt. Oameni vindecați de cancer, fază terminală, și acum sunt lume. Oameni care au văzut minunile lui Dumnezeu și sunt lume. Pentru că n-ai voie să privești înapoi. Închide ușa aia, lasă întunericul în spate și du-te spre lumină. Hai să ridicăm în picioare. Pentru că vreau să te rogi în seara asta. N-am ales la întâmplare subiectul ăsta, pentru că Dumnezeu mi l-a pus, m-a frământat mintea de zile bune la rând. Pentru că știu că Dumnezeu vrea să spună cuiva de aici. Nu mai privi înapoi. Nu te mai întoarce. Nu te mai întorci după ce pleci de la biserică înapoi. Nu te mai întorci acolo. Nu te mai întorci la mesajele alea. Nu te mai întorci la conversația aia. Nu te mai întorci la pozele alea. Nu te mai întorci la filmele alea. Nu te mai întorci la cărțile alea. Nu te mai întorci la vorbele alea. Nu te mai întorci. Nu te mai întorci, pentru că e Egipt. Pentru că e moarte. Pentru numele lui Dumnezeu. Suntem la porțile Canaanului. Suntem la porțile Canaanului. Mai puțin. Te mai întorci. O să ne rugăm, cum poate nu te-ai rugat de mult, sau poate niciodată în viața ta.
Există oameni care nu vor să fie smulși din trecut. Dumnezeu nu trece peste voia ta, e ok. Trăiești consecințe. Există oameni care au fost smulși de Dumnezeu și se întorc înapoi. În numele Lui Iisus Hristos te rog în seara asta, nu știu pe unde ești, nu știu fața spre ce ți-ai întors, dar întoarce-ți fața spre Dumnezeu, pentru că spune cuvântul Dumnezeu în cartea psalmilor, când îți întorci privirile spre El, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și spune consecința acestea care este, nu ți se mai umple fața, de ce? Pentru că și ție ți-e rușine de halul în care ai ajuns, pentru că ești cu fața spre Egipt. Roagă-te în seara asta. Știți, aș putea să exploatez momentul ăsta, să vă fac să veniți, să faceți, să ridicați. Eu nu contabilizez mâini aici, nici genunchi plecați, nici statistici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a vindecat de ispita cifrelor. Știi ce vreau? Eu vreau ca mâine la locul de muncă să se vadă că ești cu fața spre Canaan. Eu vreau ca noaptea asta, când în mod normal rupeai Netflix-ul, noaptea asta ești cu fața spre Dumnezeu și spui, Doamne, nu mai pierd noaptea acum, stau și noaptea asta cu Tine. Și vreau să te rogi, aici Duhul lui Dumnezeu este aici, puterea lui Dumnezeu este aici, Iisus Hristos este aici, e Domnul, are viață pentru tine, are binecuvântări, are făgăduințe și în țara promisiunii și aici pe pământ. Dumnezeu e cu tine, te însoțește, omule, întoarce-ți privirea de la Egipt, întoarce-ți fața spre Canaan. E Domnul, spune, acum e momentul, dar trebuie să te rogi, trebuie să te rogi în seara asta, trebuie să strigi către Dumnezeu tare, scapă-mă de aici. Mă întorc, Doamne, mă întorc. Da, Doamne, mă întorc. Știu, praf, știu, Doamne, că mă întorc cu hainele zdrențuite, dar mă întorc. Mă întorc de la porcii lumea acestea, mă întorc, Doamne Dumnezeule, din cădarea vieții mele. Mă întorc. Mă întorc pe Cel care îmi dă libertate. Mă întorc pe Cel care mă iubește necondiționat. Mă rog pentru Cel care știe cine sunt și știe ce pot să fiu. Mă întorc la Dumnezeu. Eu oameni, sunt oameni, o generație care trebuie să strige către Dumnezeu. Hai să ne rugăm Domnul în seara asta. Acolo unde ești, începe să te rogi și spune, Doamne, scapă-mă din Egiptul ăsta. Doamne, smulge, scoate Egiptul din viața mea în seara asta. Scoate-mă din Egipt. Întoarcem privirile spre Tine, Doamne Dumnezeule.